Locuitorii Ploieștiului au semnalat faptul că nu mai au unde să arunce hârtiile și gunoaiele când sunt pe stradă, pentru că au dispărut multe dintre coșurile de gunoi stradale. Și într-adevăr, acestea sunt din ce în ce mai puține, iar cele pe care le găsești sunt foarte deteriorate. Conducerea Rosal, societatea care se ocupă de acest tip de mobilier stradal, ne spune că în fiecare zi cetățenii le distrug sau le fură, iar angajații firmei le înlocuiesc tot timpul. Dispar multe, da, dispar că le vandalizează ăștia ceva de speriat, dacă vă dați seama, montăm sute de coșuri. Și noi facem săptămânal sau de câte ori e nevoie adrese și către primărie, poliție locală, poliție municipală pentru distrugeri. Distrugeri, incendieri, furturi. Nu numai coșurile dispar, dispar și containerele alea mari de un metru cub de prin locațiile de selective, dispar pubelele din camere de precolectare. Adică la greu. Chiar acum suntem în finalizarea inventarelor și avem foarte multe lipsuri în problema asta. În Malul Roșu, din zona magazinelor până la Ofelia, de exemplu, nu există niciun coș de gunoi, ci doar ramele de susținere rămase pe stâlpi. Contactat de VPTV, directorul RASP, Raul Petrescu, ne-a spus că va transmite conducerii Rosal să ia măsuri pentru completarea coșurilor de gunoi care lipsesc.